Senatorii din Comisia Juridică au făcut un prim pas pentru oferirea unor condiții mai bune pentru fumători, fiind de acord cu o serie de amendamente potrivit cărora spațiile închise unde nu se poate fuma sunt doar cele cu pereți de jur în plejur. În schimb, se va putea fuma în camere special amenajate, notează gândul. Amendamentele au fost citite în Comisia Juridică de senatorul PNL Steliana Miron, care a semnat în calitate de inițiator alături de deputații Daniel Fenechiu și Răzvan Tănase modificarea legii. Parlamentarii vor să modifice definitiv iniția spațiului unde se poate fuma. Astfel, potrivit articolului 2, spațiul public închis este definit ca orice spațiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate sau de dreptul de acces, care are un acoperiș, plafon sau tavan, care este încadrat de pereți de jur împrejur, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, cu excepția spațiilor cu destinație locativă. Ei dau o nouă definiție și spațiului închis de la locul de muncă, care este spațiul care are un acoperiș, plafon sau tavan și care este încadrat de peret de jur împrejur, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncă, astfel cum este definit în Legea Securității și Sănătății în Muncă 319 per 2006 cu modificările ulterioare. Un alt amendament depus la proiectul de lege prevede eliminarea limitării doar la zona de tranzit a aeroporturilor internaționale a fumatului. Potrivit modificărilor dorite, fumatul va fi permis în camere special amenajate, cu respectarea următoarelor condiții. Să servească exclusiv fumatului și activităților asociate fumatului, cum ar fi, de exemplu, un consumul de cafea, băuturi calde sau băuturi răcoritoare. Comisiile de Sănătate și Economică din Senat vor redacta un raport pe marginea unui proiect de lege care transpune o directivă europeană în legislația românească. Senatul este prima cameră sesizată.